Președintele Consiliului Județean Călăraș, Vasile Iliuț, a declarat în cadrul unei conferințe de presă organizate la sediul PSD Călăraș că bugetul județului pe anul 2021 a fost redus cu mai bine de 50%. În aceste condiții, bugetul acoperă cheltuielile de funcționare a Consiliului Județean și a subordonatelor până în luna mai. Vasile Iliuț a spus că dacă nu se va găsi o soluție pentru majorarea bugetului, atunci se va recurge la restructurări, reduceri salariale sau tăierea unor sporuri. Însă această decizie va fi luată în urma consultărilor cu reprezentanții partidelor politice din Consiliul Județean. În punctul bancar preconizăm pe un termen de peste 15 ani, nu va avea o influență destul de mică pe afectarea bugetelor viitoare ale județului. E vorba de investiția prefectură, protecția copilului, spitalul județean Călăraș, toate investițiile pe care noi le preconizăm să le realizăm, începând de la aparatură medicală, susținerea protecției copilului pentru renovarea anumitor centre, relocarea centrelor, pentru că știți că pierdem pentru că nu s-a făcut restructurarea în Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, suntem aproape să pierdem cei 25% mai puțin sume alocate către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului. Acest credit va fi să completeze, să spunem, lipsa investițiilor la nivelul Consiliului Județean. Podul de la Răduvanu era finanțat pe banii Consiliului Județean. Sportul Călărășean era totalitate sportul de performanță finanțat de către Consiliul Județean. Toate astea vor fi regândite și puse într-o poziție încât să ducem pe investiții prin credit, iar restul de sume să putem să alocăm inclusiv primarilor din județul Călăraș pentru cofinanțarea proiectelor de investiții pe care le-am. Portul turistic e finanțat. Cofinanțarea să o asigurăm din credit. Cofinanțarea Consiliului Județean. Nu ducem în acolo, nu? Prefectura e unul din obiectivele care ne conduce în bun. Ați făcut o analiză? Câte luni a făcut cu acest buget redus? Până luna mai acoperim cheltuielile dacă le comparăm cu anul 2020. Dacă luăm istoric cu anul 2020. Încercăm din credit, încercăm să luăm toate cheltuielile care erau susținute de Consiliul Județean să reducem pe investiții din credit, cheltuielile de funcționare pe care încercăm prin credit să le luăm, să putem să cofinanțăm proiectele județului Călăraș, adică ale administrațiilor județului Călăraș și OAT-urile, care vor avea solicitări și e clar că dacă la Consiliul Județean nu au venit sume să echilibreze bugetele, să le putem susține proiectele, imaginați-vă ce bugete vor avea primăriile din județul Călăraș. Cred că tot așa diminuate la 40% din bugetul real pe care îl asigura de obicei sumele din bugetul național ca să susțină cheltuielile Consiliului Județean. Vorbeați de restructurare a Consiliului Județean Călăraș. Câte persoane vor pierde locul de muncă? Nu, asta va fi o decizie politică. Voi invita toate partidele USR, Pro-România, PNL la o discuție ca împreună să decidem ce e de făcut. Adică nu vreau să ne asum numai noi să ne asumăm Partidul Social Democrat această decizie pe acest buget mic. Va fi o decizie politică și după ce voi avea întâlnire înainte de bugetul aprobat de Parlamentul României, atunci voi spune exact măsurile care le voi lua. Din ele poate să intre restructurare, concedierii, diminuarea banilor la sport, poate să intre orice în funcție de acordul, să spunem, politic pe care îl voi face cu partidele care astăzi compun majoritatea în Consiliul Județean. N-ați spus ce valoare are împrumutul? Împrumutul, avem două cereri de împrumut, adică vom propune Consiliul Județean. Avem 200 de milioane împrumut, ținând cont de COVID și de ce a însemnat legislația pe anul trecut și avem drept de împrumut până la 30%, 89 de milioane. Am două proiecte de hotărâre, le voi cere Consiliul Județean să mi le aprobe ca să pot să mă duc către Ministerul de Finanțe și să am acele două hotărâri posibilitatea pe care Guvernul astăzi o vede. Finanțăm toate investițiile județului Călăraș prin acest împrumut, să luăm o linie de credit cu acordul Ministerului de Finanțe, pentru că nu putem fără avizarea Ministerului de Finanțe să scoatem la licitație creditele pe care trebuie să le contractăm de la băncile comerciale din România, cele care sunt prezente în piață. Și vom,
vom muta pe credit tot ce înseamnă investiții și să rămânem cu cheltuielile de funcționare, banii care ne-au fost repartizați de către guvernul român. Și banii ăștia îi veți folosi anul acesta sau i-ați reșalonat pe o perioadă mai mare? Pe o perioadă mai mare de timp, până să termine investițiile. Deci fiecare noi vrem să luăm credite de investiții care să poată să susțină toate investițiile Consiliului Județean. Noi avem investiții astăzi în curs care avem nevoie de cofinanțare și să putem să le susținem și am luat aici și din banii care au fost repartizați să susținem proiectele OAT-urilor. Sunt 200 de milioane de ron. Și vom putea să spunem că în 3 ani de zile să putem să-i cheltuim acești bani ca să finalizăm investițiile pe care le-am propus noi prin promisiuni electorale pe care le-am făcut cetățenilor în 2020. Și pe care de rambursare va fi? Peste 15 ani. Dorința noastră. Deci băncile care ne vor da termenul cel mai mare de rambursare, cu acele bănci vom intra în negociere să putem să contractăm creditul cu băncile care ne oferă, dar ne oferă la 20 de ani mult mai bine. Plătim dobânda și avem o rată de credit mai mică. Aveți un buget mic. La ce grad de datorare veți încadra și dacă veți putea susține aceste credite? Păi am spus, bugetul e undeva la 90 de milioane dacă ne ducem la gradul de datorare, iar nevoile noastre sunt, putem să spunem că undeva la 35% bugetul pe care am vrea noi să ne ducem mai mult decât gradul de datorare. Ați văzut că banii sunt până în luna mai. Care este scenariul de funcționare după? Deci, înțeleg, creditele sunt pentru investiții. Da. Ce e de la buget, practic, pentru funcționare, salarii și ce se mai poate. Care este scenariul de funcționare după luna mai, când se termină banii? Din până nu am un acord politic, n-aș vrea să fac nicio declarație, fără să stau de vorbă cu actorii care fac parte din Consiliul Județean. Adică aș amâna această discuție după aprobarea bugetului final. De unde știți că nu poate să apară modificări? După amendamentele care se vor supune în Parlament, după, să spunem, discuțiile pe care le va avea, să spunem, Guvernul cu Asociația Comune, cu Asociația Municipiilor din România, să nu avem o altă abordare. De aceea aș amâna această discuție. Astăzi, dacă eu pe estimarea pe care le-a dat-o către Consiliul Județean, până în luna mai avem buget să funcționăm toate instituțiile. Din luna mai avem o problemă, problema pe care o semnalez acum, că nu o să putem să funcționăm din luna mai în continuare.